Și băi, fraților, am revenit cu un vlog în forță după atâta timp de YouTube. N-am mai filmat, ci după atâta timp. Da, am venit după atâta timp pentru că n-am mai avut timp să mai filmez. Nu prea mi-a fost bine, am avut și niște probleme și nu am vrut eu să vă dau o starea mea negativă pentru că... Na, se transmite o stare negativă și prin imagine și în timp ce filmez și prin telefoane și prin tot. Deci acum am revenit cu un vlog în forță și sper să pot să mă apuc din nou, dar din păcate sunt foarte obosit de la muncă. Acum sunt la muncă în mașină, mă aștept colegii. Și da, după cum v-am zis, am revenit după atâta timp. Cu ce? Nu cu prea multe lucruri noi, lucruri vechi, necazuri. Necazuri, nu vă gândiți la moarte și la alte alea. Necazuri, așa, așa le zic eu. Probleme și alte alea, dar... O să postez videoclipul ăsta acum, am mai filmat eu un vlog, dar nu l-am postat pentru că mi-am luat prea mult. Acum sunt la muncă, pot să-l editez imediat să-l postez. De fapt o să-l postez fix așa cum e, nu o să pun muzică, nu o să pun nimic în el. Și... Da. Nu știu ce să vă zic, am făcut nou... Îmi dau demisia, deci mă angajez din altă parte, asta e nou. Că sunt la muncă aici, nu știu dacă v-am zis, bine, cred că am filmat un vlog în timp ce eram la muncă, în timp ce lucrez aici la firma asta, în timp ce sunt la firma asta, să zic așa. Și da, cam atât am avut să vă zic și revenim cu vloguri pentru că astăzi este vineri, lucrez de noapte, este ora, am ora aici. 51 minut. Și da, e chiar scurt acest videoclip, dar e ca un intro, deci revenim cu vloguri, din nou, cu povești, cu de toate. Din păcate vine iarna, de-aia am și geacă pe mine, pentru că afară nu este prea pantalon scurt și tricou, dar cam atâta.